S-au trezit în stradă singure, în miez de noapte, cu copii în brațe, fără acoperiș deasupra capului, fără o persoană care să le susțină, fără bani și fără posibilitatea de a munci. Nu este un scenariu de film, este povestea de viață a unor tinere din zilele noastre care sunt alungate de părinți, abandonate de parteneri sau nevoite să-și ia lumea în cap pentru a scăpa de calvarul în care trăiesc. Din fericire, unele dintre ele găsesc ajutor la diverse centre și organizații specializate în asistența victimilor violenței domestice. Vă propunem în continuare istoria două mămici care au trăit clipe de groază, dar care au fost ajutate să-și ia viața de la capăt. Acest reportaj realizat de echipa TV8 este partea campaniei Înțelegem legea în cadrul programului Acces la justiție în Moldova. Aceste imagini par a fi desprinsă dintr-o viață perfectă în care dragostea, respectul și susținerea reciprocă în familie șterg oboseala nopților nedormite și toate grijile tinerilor mame. Din păcate, însă, realitatea în care s-au pomenit eroinele reportajului este mult mai tristă. Sub protecția anonimatului, femeia din imagine pe care o vom numi Ana ne-a povestit cum a fost dat afară din casă de către proprii părinți în miez de iarnă, când era însărcinată în luna a treia. Atunci a plecat la tatăl copilului, lângă care spera să ducă o viață liniștită. La început, totul părea să fie bine, iar bărbatul și familia lui aveau un comportament obișnuit. Peste puțin timp însă au început certurile și abuzul fizic și psihologic. Ana, sătulă de violența pe care a îndurat-o de-a lungul anilor în propria ei familie, nu a mai putut suporta calvarul și a plecat. Pentru că femeia a ținut cu tot din adinsul să păstreze sarcina, toți i-au întors spatele. Astfel s-a pomenit singură, în stradă. Nu știam unde să mă duc, nu avem ce mânca, ploua însărcinată, nu aveam unde să dorm, eram o persoană pierdută. O domnișoară m-a văzut și m-a întrebat de ce plâng. Ana și astăzi mai crede că acea persoană a fost îngerul ei păzitor, anume datorită ei a ajuns la centru, iar astăzi își ține copilul în brațe. Aceste persoane îți mulțumesc, dacă nu erau ele, poate și copilul meu nu mai era lângă mine. O altă mamă, o altă istorie, la fel de tristă. Maria nu-și cunoaște părinții, a crescut la orfelinat, iar tatăl copilului ei s-a dovedit a fi și el un prefăcut. De la început era tot ok, tot bine, cum amândoi pe aceeași cale, amândoi învățam. La moment dat ne-am mutat împreună, am locuit împreună, s-a primit Alexia. Când eu am spus că este Alexia, ce facem mai departe, el a spus că tot bine. Apoi, în a șasea lună, tot, el mi-a spus că deja s-a răzgândit și nu mai vrea copilul ăsta. Eu eram la cămin, nu aveam unde să mă duc. Maria spune că abia acum, la 23 de ani, atunci când a ajuns la acest centru, a cunoscut ce înseamnă dragostea, căldura și susținerea unei familii. Aveam aici ajutor juridic, ajutor de asistență socială, ajutor psihologic, pentru mine este casa mea. Misiunea Socială Diaconie a dezvoltat programul special În brațele mamei, în cadrul căruia se află și centrul maternal conceput pentru cuplurile mamă-copil. Scopul acestuia este să dezvolte o relație sănătoasă și puternică între mamă și copil, spune Ana Trifan, care activează în cadrul misiunii. Avem o echipă complexă, formată în primul rând din pedagogi, din asistenți sociali, din psihologi, din juriști, care sunt practic 24 din 24 alături de aceste mămici, să ne asigurăm că mămicile învață să aibă grijă de ele, de copilașii lor și își dezvoltă abilități de viață suficiente pentru ca în scurt timp să se reintegreze total în comunitate, să fie independente și să stea bine pe picioarele lor. Deși femeile pot fi adăpostite în acest centru cel mult un an, după ce pleacă, ele sunt monitorizate doar că de la distanță, iar atunci când au nevoie de ajutor, pot apela cu cea mai mare încredere. Sunt ajutate, bineînțeles, de echipa centrului maternal să-și găsească un loc de muncă, să găsească un loc la grădiniță pentru copilașii lor, să facă niște economii, să gestioneze bugetul. Diaconia este structura socială a Mitropoliei Basarabiei, care activează pe tot teritoriul Republicii Moldova începând cu anul 2001. Centrul ajută mamele cu copii nou-născuți constrânse să recurgă la abandon, mame solitare, minore sau care provin din familii cu venituri mici, dar și gravide în ultimul trimestru de sarcină, aflate în situații de risc.